Bine v-am găsit în emisiunea Întâlnire cu Sufletul. Numele meu este Mihaela Stan și alături de mine am o invitată specială pe Marlena Scarlat. Bine ai venit, Marlena. Bine v-am găsit. Marlena este terapeut holistic. Cu ce se ocupă mai exact un terapeut holistic, Marlena? Exact așa cum spune și denumirea. Se ocupă de mental, emoțional și fizic. Pentru că toate problemele nu încep din corpul fizic. Încep printr-un sau datorită unui model de gândire greșit, care determină niște emoții negative. Și acestea, persistând în timp, ajung să afecteze corpul fizic, diverse organe din corp. Aici, bineînțeles, că apare și suferința sufletească, care adâncește și mai mult problemele. Știu că ai un centru de terapii complementare care se numește Forța Vieții. Da. Și cred că toată lumea este curioasă cu ce probleme sufletești vin oamenii. Oamenii vin cu probleme diferite. Vin inițial pentru problemele apărute în corpul fizic, pentru suferința corpului fizic, pentru că, din păcate, viața în ziua de astăzi pe mulți dintre noi nu îi lasă să-și mai audă sufletul care țipă și nici nu-i recunoaște țipătul. Pentru că, de exemplu, o persoană care are, să spunem, dureri de stomac, vine pentru că are foarte mari dureri de stomac, nu știe că acel stomac nu mai poate duce atâta îngrijorare, atâta anxietate. Îngrijorare pentru orice fel de lucru, pentru... Pentru ziua de mâine, pentru o relație, pentru diverse. Din păcate, mulți dintre noi trăiesc în trecut, care după ei niște tipare negative pe care le-au avut la un moment dat în viața lor. Și le proiectează și în viitor. Și uită să mai trăiască prezentul. Mi s-a întâmplat mie și știu că așa mi se întâmplă. Deci, la astfel de persoane vin cu întrebarea, credeți în Dumnezeu? A, sigur că da. Fără niciun fel de tăgadă. Zic, și atunci cum se împacă acest știu eu că mi se va întâmpla? Zic, spunem toți, Doamne ajută. Dar nu-L lăsăm să ne ajute, pentru că noi ne proiectăm niște probleme din trecut în viitor. Și știm noi că se vor întâmpla și bineînțeles că se vor întâmpla dacă știm atât de hotărât. Pentru că nu lăsăm să vină spre noi ceea ce trebuie să fie și în momentul acela opunem rezistență. Exact. Mulți rămân în acel tipar de victimă. Unii fără să-și dea seama. Alții, datorită lipsei de iubire de sine, de prețuire de sine, încearcă să atragă atenția și să-i determine pe cei de lângă el să-i iubească și să-i prețuiască așa cum ei nu pot să o facă. Și atunci se victimizează și, nu sună frumos, dar cerșesc iubire, atenție, compătimire, ceea ce nu duce la nimic bun. Da, știu ce zici. Fără să vrem, într-adevăr, repetăm niște tipare și când ne dăm seama că, de fapt, ne victimizăm doar pentru că vrem iubirea pe care noi nu o găsim în interiorul nostru. Exact. Dar este suficient să
cunoaștem, să ne cunoaștem pe noi, să încercăm să învățăm și să ne căutăm pe noi. Exact, să încercăm să învățăm, să ne găsim. Da, mi-a luat ceva timp. Pentru și că mie. Nu e simplu, într-adevăr, nu e ușor. E ușor de zis. Iubește-te așa cum ești. Acceptă-te așa cum ești. Dar ușor nu este. Pentru că este acel ego. Da, pot să-ți dau exemplu pe mine. Am tot intrat în relație, căutând să mă iubească cineva. Și mi-am dat seama că nu mă iubea nimeni, pentru că eu nu mă iubeam pe mine. Tot exact. Căutam să mă iubească cineva, dar nu. Și nu doar într-o relație. Am căutat poate și în alt mediu și am făcut un business și am crezut că poate mi-aduce fericirea, banii poate mi-aduc fericirea. Am încercat și prin tot felul de metode, de sisteme, dar nimic din toate astea nu mi-a adus. Până nu m-am oprit și nu am stat de vorbă cu mine, nu mi-am ascultat sufletul, pentru că despre asta vorbim, despre suflet. Exact. Suntem mai mult decât ființe umane, suntem un suflet încapsulat într-un corp fizic. Exact. Corpul fizic este, să zicem, nu ambalajul, că nu sună frumos. Costumul sufletului. Este mașinuța care ne duce prin această viață. Pentru că dacă n-am avea corpul fizic, sufletul nu s-ar putea manifesta. Da, și dacă nu ne ascultăm sufletul cu mesajele care ni le transmite, la un moment dat putem să deraiem de la drum. Ajungem tot acolo, doar că în loc să alegem partea cât mai ușoară, noi ne îngreunăm cu problemele vieții. E adevărat? Putem să înțepenim, ca să zic așa, la propriu și la figurat. Adică înțepenește sufletul noi și corpul reacționează ca atare. Am avut o pacientă, la un moment dat, la Piatra Neamț, o doamnă care a intrat în prima zi în cabinet, mergând ca un roboțel. Exact ca un roboțel se mișca. Și bineînțeles, se plângea de probleme cu coloana vertebrală, picioare, întreg corpul o durea. După ce am făcut diagnosticarea, care mă ajută să-mi dau seama și de cauza psihoemoțională a problemelor care au apărut în corpul fizic, am început să o întreb mai în amănunt despre familie, despre viața ei. Și mi-a povestit, plină de resentimente, că de un an de zile nu se mai înțelege cu soțul, trăiesc în același apartament, dar când se întâlnesc, nu-și spun deloc cuvinte frumoase. Și nu mai poate, nu mai rezistă, nu-l mai suportă, dar nu are soluție. Este tragic că, într-adevăr, sunt familii care se întâmplă astfel de... Multe, din păcate. Lucru. Pentru că, spuneam mai devreme, uităm de suflet. Alergând prin viață, după diverse probleme pur materiale, uităm că mai avem și un suflet. La această doamnă i-am recomandat să facă terapie iertării și să-i spună soțului în gând, dar nu m-a auzit că am spus în gând, da. Te iubesc, îmi pare rău, te rog iartă-mă, îți mulțumesc. Un fel de Ho'oponopono. Exact. Da. Și a fost oripilată. Cum să-i spun eu lui așa ceva când el îmi vorbește urât și mă înjură? Zic, doamne, îi spuneți în gând. Nu spuneți cu voce tare, dânsul în față. A venit a doua zi, zice, mi-ați spus să spun că a acceptat în final cu greu, dar a acceptat să spună. Ați spus, te iubesc, te rog iartă-mă, îți mulțumesc, dar mai era ceva. Zic, da, mai era, îmi pare rău. A treia zi a venit cu aceeași problemă. Iar am uitat, ce mai era? Era, îmi pare rău. Zice, dar de ce uit mereu? Pentru că nu vă pare rău.
În final, la sfârșitul celor 10 zile de tratament, de fapt în ultima zi, doamna a venit extraordinar de schimbată. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că fusese la Iarbă Verde cu toată familia, cu fiica, cu ginerele și cu soțul. Iar la întoarcere, ei doi stând pe bancheta din spatea mașinii, la un moment dat, soțul a apucat-o de mână și i-a spus: știi cât de mult te-ai schimbat tu în săptămâna asta? Oh. Iar ea a realizat că și el se schimbase la fel de mult. Și a intrat pe ușă o cu tot o altă persoană, cu suflet, nu acel roboțel care mergea ca întors cu cheia. Să știți că m-a emoționat foarte tare, chiar mi-am dat și lacrimile pentru că am simțit ce ați spus și într-adevăr uităm că avem un suflet și că ne pare rău că uităm de noi, pur și simplu. Da, dar problema e că nu ne dăm seama. Găsim vinovați de la mamă, tată, la care le spun acestor pacienți că știți, educația, că noi am primit niște tipare greșite și n-avem cum să mai scăpăm de ele. Le spun că fiecare lucru are un termen de garanție. Iar această scuză a expirat de mult. Mai ales că sunt persoane care au ajuns la 40, 50, 60 de ani chiar. Nu mai poate fi vinovat mama și tata. Ei au făcut atât cât au putut ei atunci. Și au făcut-o cu toată dragostea și cu cele mai bune intenții. Dar noi acum avem o deschidere atât de mare către cunoaștere, către informație. Nu trebuie decât să vrem să ne cunoaștem. Pentru că se găsesc o mie și una de variante potrivite pentru fiecare în parte. Că, într-adevăr, nu se potrivește fiecăruia același lucru. Nu fiecare percepe lucrurile la fel. Suntem diferiți, e normal. De aceea am și adunat mai multe tipuri de terapii la cabinet, ca să am uneltele potrivite pentru fiecare persoană în parte. Da, ce fel de terapii? Sunt mai multe. Da. Apropo de ce am discutat până acum, tehnica eliberării emoționale este... Care am încercat-o și eu. Așa. De echilibrare. Da, da. De ștergerea unor traume care lucrează pe dedesubt, nici nu ne dăm seama de ele, pentru că instinctiv băgăm cât mai adânc, exact, o rană. Acumulăm cât mai mult. În cazul meu, când m-am trezit acum la 30 ceva de ani, am tot plâns când eram mică, pentru că nu înțelegeam de ce mi se întâmplă toate mie. Și am tot plâns, am tot acumulat foarte mult și acum se vede. S-a văzut în corpul meu, nu m-a mai lăsat și așa am ajuns și la dumneavoastră. A venit timpul rezolvărilor, universul nu ne mai așteaptă. Da. Mai spuneți, în afară de echilibrare, această terapie de eliminare a traumelor emoționale, mie tare dragă polaritatea, terapia prin polaritate. Pe ce se bazează mai exact? Din punctul meu de vedere, pe iubire. Foarte frumos. Pentru că nu trebuie să dirijezi tu cu mintea ta niciun fel energia, ci doar să simți iubire pentru persoana care se află sub mâinile tale. Pentru că energia știe mult mai bine ce are de făcut, unde este lipsă, unde este exces, știe singură unde să se ducă, nu are nevoie de mintea mea să o coordoneze. Dar trebuie musai să-ți deschizi inima și să nu lași mintea să plece la cumpărături, ci să transmiți multă iubire către persoana care este sub mâinile tale și atunci chiar că se întâmplă minuni. Și în cazul telespectatorilor noștri și ascultătorilor,
ce ar putea să facă să simtă iubirea, să simtă iubirea care este... Să se întrebe dacă se iubesc cu adevărat pe ei înșiși. Pentru că dacă nu știm să ne iubim pe noi înșine, n-avem cum să știm să iubim pe ceilalți. Credem că iubim, credem că așa cum știm noi este cel mai bine pentru ei, dar e o mare păcăleală. Noi vom fi dezamăgiți de reacția celor pe care vrem să-i ajutăm cu toată dragostea, iar ei vor fi plini de resentimente, pentru că li se încalcă liberul arbitru, pentru că... Nu-i acceptăm, practic, așa cum sunt. Exact. Chiar dacă noi credem că nu se potrivesc tipoarele noastre și să-i acceptăm că poate au o zi mai proastă, poate ai că se manifestă... tiparelor noastre. Exact, da. Trebuie să ieșim din tipare. Tiparele aduc suferință. Trebuie să lăsăm să curgă totul liber. Universul ne aduce în cale tot ceea ce avem nevoie, așa cum avem nevoie. Dar noi, fiind în aceste tipare mentale, ratăm niște ocazii minunate în viața noastră. Și pe urmă ne plângem. De ce, Doamne, de ce mie, de ce eu? De ce nu sunt ca noi, cum vrem noi să fie? Pentru că nu sunt, Dumnezeu ne-a creat pe fiecare în unicitate. Eu mi-aduc aminte că am tot citit povești până la 14 ani. Cred că poate și mai mult. Și mi-a plăcut atât de mult pentru că tot timpul se termina cu happy end. Era vorba de un făt frumos, de un prinț. Și am tot căutat prințul ăla și viața reală. Și bineînțeles că am fost dezamăgită pentru că nu se potrivește tiparelor mele, da? Nu s-a potrivit. Și acum, ok, mama, că am început să accept că nu este chiar așa cum credeam, cum de adevăr era bazmul. Uite, vezi, vorbim despre iubire da. Folosind verbul a gândi în loc de a simți. Nu trebuie să gândim, trebuie să simțim sufletul din fața noastră, de lângă noi. Că dacă o să ținem cont neapărat de înălțime, greutate, blond, brunet și mai știu cum, s-ar putea să fie așa cum am cerut Universului, dar interiorul nemobilat. Nu o să ne placă deloc cum arată interiorul. Și fără iubire nu se poate trăi. Ne îmbolnăvim. Da. Ne îmbolnăvim că nu ne iubim pe noi înșine și că nu avem iubire. Dar dacă nu avem pentru noi, nu avem cum să avem nici din altă parte decât de la Bunul Dumnezeu care ne iubește necondiționat. Da, mai există și cealaltă parte. Sufletul simte la început, se deschide. Da, pentru că îi place ceea ce întâlnește, dar după ce încep provocările și lecțiile, se sperie. Da, mintea se sperie, ce face? Se închide automat. Mintea se sperie, mintea, pentru că mintea este manipulată de ego. Exact. Și atunci este uită că sufletul a vibrat, practic, cu acea persoană și... s-a speriat datorită ce spuneam, ceea ce credea din trecut. Da, pentru că ceea ce spui nu are legătură cu iubirea necondiționată. Dacă ar fi iubire necondiționată, nu s-ar mai speria nici mintea, pentru că n-ar mai avea drept de veto și ar lăsa sufletul să hotărască ce are de făcut. Da, sună foarte frumos. Aș vrea să fim mai explicite în iubirea necondiționată, pentru că știm foarte bine, iubire, toată lumea zice cu iubesc pe mama, iubesc copilul. Este aceasta o iubire necondiționată? N-ați iubi familia dacă, necondiționat? Dacă ne gândim bine, chiar în familie se folosesc niște metode de educație. Dacă mănânci tot, te iubește mama. Dacă iei note bune, așa mai departe. Iubirea necondiționată nu are nicio legătură cu dacă.
e necondiționată. Te iubesc orice așa faci, cum ești, exact. Adică și dacă faci o prostie foarte mare sau face parte din exact, pentru că face parte din lecția ta de viață. Nefăcând, netrecând prin lecțiile de viață, n-ai cum să crești. N-ai cum să devii un om întreg, puternic, pe picioarele tale și capabil să înfrunți viața. Să trăiești viața cu bucurie, nu cu frici. Pentru că se induce frica sub diverse forme. Aia nu este iubire necondiționată. Și pe mine trebuie să învăț să mă iubesc necondiționat ca să-i pot iubi pe ceilalți necondiționat. Dar de multe ori ego-ul, care din punctul meu de vedere este cel mai mare dușman, ne și ajută câteodată, dar de multe ori ne sabotează. Este încercarea noastră în viață. Ne face să intrăm în tot felul de capcane. Și facem lucruri care nu aduc decât suferință, nu fericire. Pentru că iubirea adevărată, necondiționată, ar trebui să aducă doar fericire. Să te bucuri că simți acest sentiment de iubire, că ești capabil să-ți deschizi sufletul și să iubești, să te bucuri de soare, de flori, de întreaga creație. Nu să plângi și să suferi pentru că ce? Pentru că simți gelozie, că a vorbit, că s-a uitat, că mi-a spus nu știu care prieten, prietenă. Aia nu e iubire. Pentru că e clar că nu te iubești și nu ai prețuire de sine. Ești nesigur de tine. Este mai exact o neînțelegere sufletească, o neliniște a faptului că nu te cunoști cu adevărat. Da. Și pentru că e o iubire posesivă, departe de a fi necondiționată. Dacă într-adevăr am ști de unde venim și ce facem aici, care este scopul vieții noastre, cred că totul ar fi mai ușor pentru noi. Da, dar ai început cu dacă. Dacă n-ar exista, da, da. Dar există în viața noastră, din păcate. Da, ar fi totul așa de ușor și de simplu. Cred că ne-ar mai avea haz. Ne-am plictisit. Pentru că n-am mai avea frumoasă. Dar nu mai avea lecții atât de provocatoare care să ne stârnească din loc. Exact. Totul, din punctul meu de vedere, nu există bine și rău. Totul este bine. Că nu îl percepem noi ca fiind bine. Că nu ne simțim confortabil când suntem în astfel de lecții. Dar, de fapt, ne ajută să evoluăm. Mai puțin academic spus, am ales evoluția cu șuturi în dos. Da, apropo de bine și rău, de această dualitate, chiar am citit mai demult o povestioară în care un mare om avea mai multe averi și avea și mai mulți copii, bineînțeles. Unul dintre băieți și-a rupt piciorul. Toți oamenii au venit, vai, ce rău, ce a putut să-i se întâmple. Că toată lumea îl compătimea pentru ceea ce i s-a întâmplat băiatului. El fiind foarte înțelept, a zis, așa a vrut să se întâmple, ceva de genul, așa a vrut. Bună Dumnezeu, cum spunem noi. Da. Dar peste ceva timp a apărut un război și bineînțeles că toți bărbații au fost înrolați în război, bărbații mai tineri. Și alți. Da, fizic. Exact, bineînțeles. Ceilalți s-au dus la război, bineînțeles, care și cum au mai scăpat, dar băiatul, având problema respectivă, nu a plecat. Și atunci el a supraviețuit războiului.
Deci tot răul spre deci bine. Exact, asta vreau să zic. Și tot așa, și tot mai era, mai dădea și alte exemple. Da. Pentru că nu există rău sau bine. Mi-am, și da, nimic chiar e întâmplător. Exact. Totul are un sens, chiar dacă noi nu-l putem înțelege de la început. Dar poate privind în urmă, nu cu resentiment, ci cu puțină înțelepciune, ne putem da seama că toate lucrurile așa zis rele care ni s-au întâmplat, de fapt au fost foarte bune, că ne-au ajutat să creștem și să fim persoanele care suntem astăzi. Da, chiar și în caz m-am pus să spun că a fost o perioadă în care nu am mai știut și nu am vrut să mai trăiesc, pur și simplu. Da, și nu mi-este teamă să zic asta, s-a întâmplat. Oricum dar se poate întâmpla. Această perioadă de încercare m-a făcut să caut și mai mult, pentru că am avut un moment în care am clacat. Nu mă mai bucuram de nimic, de viață, de ceea ce făcusem. Făcusem o casă, făcusem o afacere, aveam un copil. Dar nu mai bucuram deloc de viața aceasta și am tot căutat. Acea înțepenire de care vorbeam mai devreme. Exact. Și s-a întâmplat un declic, ca să zic, în acum 4 ani mai exact, și parcă o voce din interior mi-a spus: Mihaela, ce vrei să faci? Vrei să trăiești bine? Sau să mori? Și exact despre ceea ce este și vorba în emisiunea noastră, sufletul mi-a vorbit. Exact. Și m-a întrebat: vrei să rămâi aici în planul ăsta sau vrei să pleci? Am înțeles exact mesajul și am început să mă schimb, să fac ceva. Pur și simplu s-a întâmplat ceva cu mine, am început să citesc, să caut, intram pe Google, peste tot și tot căutam să văd ce se întâmplă. Deci ai hotărât că vrei să mergi mai departe. Exact. Această perioadă de încercare m-a ajutat pe mine ca să mă schimb și să văd altceva de la 180 de grade. Și acum, bineînțeles, fac altceva. Organizez evenimente de dezvoltare personală și spirituale. Deci? Pentru că, exact, am trecut prin tot ceea ce se putea, chiar așa îmi place să zic, am încercat mai multe, am văzut că nu mi se potrivește, că nu-mi place, că nu mă face fericită tot ceea ce făceam și am zis că este bine să spun și altora că le-am tot încercat și putem să găsim o cale. Se poate găsi calea în care să fii tu bine cu tine. Deci dacă n-ai fi trecut prin această situație, exact, n-ai fi știut că sunt mulți alții care trec prin aceleași situații, suferă, dar poate că nu au puterea pe care ai avut-o tu de a-ți auzi până la urmă strigătul sufletului. Exact, a fost un strigăt după mai multe traume, suferință, dar mă bucur acum, mă bucur pentru că știu ce s-a întâmplat cu mine toată perioada asta, pentru că eu am ales. Exact. Noi ne alegem tot scenariul ăsta și mi-a plăcut atât de mult să dau vina, bineînțeles, pe părinții mei, pe toată lumea din jurul meu. Și de fapt, când mi-am dat seama că eu mi-am ales tot ceea ce am creat până acum, da? Până și casa care o făcusem. Când eram mică, mi-am proiectat-o undeva și am făcut-o după 15 ani, da? Și afacerea și tot ceea ce eu am realizat până acum, le-am proiectat undeva în copilăria mea. Exact, suntem ceea ce gândim. De ce e foarte important cum gândim. Este foarte important și cum vorbim. Ce cuvinte folosim, pentru că să nu uităm că la început
a fost cuvântul. Dumnezeu a spus să se facă lumină și s-a făcut lumină. Și sunt, am pacienți care îmi povestesc, am venit atât de greu și am înjurat în trafic și au probleme cu stomacul și au halenă și au... Și am întrebat, de ce? Ce simțiți când înjurați? Că mă mai răcoresc. Răcoresc de ce? Dispar mașinile din trafic? Se schimbă ceva în situație? Nu. La câte probleme sunt, se mai adaugă una. Că începe să vă doară stomacul, să vă doară capul, etc., etc. Deja v-a stricat toată ziua? Exact. Și de ce? Că n-am rezolvat cu nimic problema. Dimpotrivă, am mai adăugat. Și apoi am la cabinet Marele Dicționar al Bolilor, pe care îl las în sala de așteptare și le dau să citească despre ce îi supără. Și să vadă, de fapt, de ce îi supără. Care este cauza adevărată a problemelor de psihoemoțional. Și se regăsesc în descrierile respective, conștientizează și schimbă mult mai ușor. Pentru că mari majorități nici nu le trece prin cap că alea ar putea fi cauza suferințelor lor din corpul fizic. Și când fac diagnosticarea holistică, folosesc niște mandale pentru terapia florală Bach. Nu le prescriu eu. Le dau să-și aleagă mandalele care îi atrag. Și apoi le arăt semnificația a ceea ce au ales. Și întotdeauna își recunosc problemele. Unii mă întreabă, dar nu e nimic de bine? N-are rost să lucrăm asupra binelui. Încercăm să eliminăm problemele care ne supără. Dacă e problemă, clar, ne supără. Da, într-adevăr, rămăsesem în, tu vorbeam mai devreme, am tot trecut de la una la alta și mi-a plăcut că a zis folosit și prin terapia cu florală Bach, da? Da. Și da, pentru că ajută mai faceți? Exact la ce am discutat până acum, topește acele emoții negative care ne amărăsc viața. Și pe care nu le conștientizăm, că foarte mulți sunt convinși că ei fac bine așa cum fac. Dar pe ce se bazează mai exact această terapie? Sunt niște esențe florale obținute din flori, descoperite de doctorul Bach, care a experimentat pe propria persoană aceste esențe florale. Și a ajuns la concluzia că, de fapt, bolile noastre apar în urma unor traume psihoemoționale pe care nu reușim să le gestionăm și păstrându-le, ca să zic așa, mult timp apar dezechilibre la nivel fizic, deoarece fiecare pereche de organe în parte are câte o emoție, cel puțin câte o emoție negativă care le dezechilibrează. De exemplu, rinichii, putem să dăm un exemplu cu rinichii. Ce ascunde mai exact? Sistemul renal este îmbolnăvit, ca să zic așa, de frici, multe frici. Rinichii sunt îmbolnăviți de frici acumulate în timp, frici vechi. Unele chiar moștenite din viața intrauterină. Situații prin care mama a trecut, care i-au produs foarte multă teamă și care a avut impact și asupra fătului. Am avut cu mulți ani în urmă un mic pacient de 12 ani. L-a adus mama pentru că și la acea vârstă suferea încă de enurezis nocturn. Și îi se schimbase pur și simplu comportamentul. Nu putea avea o viață socială, nu putea pleca într-o tabără, într-o excursie, pentru că se făcea de rușine. La câți ani avea? 12 ani. Și
În urma diagnosticării mi-am dat seama că din punct de vedere organic nu este nicio problemă, e perfect sănătos. Am întrebat-o pe mamă dacă își amintește să fie avut o situație în care s-a speriat foarte tare când era însărcinată cu el. Inițial a spus nu, dar la a treia ședință, când a venit cu băiețelul, mi-a spus că și-a amintit că în luna a opta s-a speriat de două ori. Prima dată a călcat pe un șobolan mort și s-a speriat foarte tare și a doua oară a fost un mic conflict la care a asistat și la fel a speriat-o foarte tare. Mulțumesc mult de tot. Știți de ce? Pentru că mi-am dat seama că aici era vorba și despre mine. Mama mea a mai avut o fată, a murit la naștere, înainte să mă nască pe mine, exact cu un an de zile. Și mi-a spus, bineînțeles, după ce am aflat eu acum 2 ani într-o experiență a mea, am și întrebat dacă i-a fost frică și mi-a zis, da, toată sarcina cât m-a ținut în pântec, i-a fost frică să nu mor. Da. Și acum, făcând legătura, îmi dau seama, am avut... Când aveam 19 ani, am avut o criză de rinichi și nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Deci eram mică totuși, nu aveam atât de multe frici și supărări. Eu știu că mai este și din cauza plânsului, da? Aveai în lada cu zestre. Dar fricile. Exact, aveam de la mama. Și am întrebat-o, acum 2 ani, am întrebat-o, mama, ți-a fost frică? Ți-a fost frică că o să mor? Și mi-a zis, da. Mi-a zis, da, pur și simplu, pentru ceea ce s-a întâmplat. Și am făcut legătura. Este... Da, din păcate, în multe situații de genul acesta, când o familie pierde un copil, nu lasă suficient timp pentru vindecare. Deci mama ar trebui să lase un timp ca să se vindece. Exact. Și abia apoi să încerce să dea naștere unui alt copil, pentru că altfel acest copil va primi, din păcate, în lada cu zestre, cum îmi place mie să spun, lucruri pe care le va duce mai greu. Sunt persoane care spun, sunt trist de când m-am născut, dar nu știu de ce. N-am niciun motiv să fiu trist, exact. Dar mă simt foarte trist. Da. Însă tot la diagnosticarea holistică de care spuneam, mai e o metodă care apelează la vocea subconștientului care știe absolut tot parcursul nostru și trecut și viitor. Ne dăm seama ce ne aparține și ce vine din lada cu zestre. Și de fapt, dacă nu mi-aparține, pot să... Aș putea acum conștientă să spun, bine, mamă, mulțumesc, am dus până acum cât am putut, dar nu mai. Să trimit oarecum și să mă eliberez. Este, nu mai sunt ale mele. Probabil că le-am și eu pe ale mele. Nu zic. Le-am avut și eu pe ale mele. Dar gata, e suficient cât le-am dus până acum, nu? Exact. În momentul în care le-am conștientizat și conștientizăm că nu ne fac bine, cer o stare să mergem mai departe cu același și asta stil. Este un punct de plecare doar de conștientizare, da? Sigur. Conștientizarea e pasul, primul pas și cel mai greu. Și apoi, bineînțeles, să mai facem noi să mișcare, să mai să căutăm soluțiile. Să vrem, să rezolvăm. Să ne dorim. Că dacă ne dorim, o și facem. Da, într-adevăr. De exemplu, răceala. Știu foarte bine că o simplă răceală este o confuzie sufletească. O confuzie, dar legată de tristețe, pentru că tot ceea ce înseamnă sistem respirator, în care includem și pielea, care este cel mai întins organ respirator, împreună cu perechea lor, intestinul gros, sunt afectate de tristețe. Deci undeva, acolo de desubt, e o tristețe. Că e proprietate personală, că e împrumutată, dar e. Deci chiar tot ceea ce ne apare pe piele este cam același lucru. Și dacă avem
acne sau ceva, poate o ezemă, poate fi o apărare. O apărare practică a nu e corpului. Un răspuns. Într-adevăr, încearcă să elimine din toxina psihică. Acneea poate fi o combinație, adică este o combinație între tristețe, nemulțumire și furie. Că la vârsta respectivă nu prea putem noi să ne exprimăm așa cum ne-am dori, că trebuie să faci aia, părinții mei pun anumite reguli. Și atunci izbucnesc. Deci nemulțumire, tristețe și furie. Da. Mulțumesc mult de tot, Marlena. Mulțumesc. Da. Pentru că mai avem foarte puțin și a trecut și emisiunea noastră, aș vrea totuși să încheiem cu un mesaj pentru telespectatorii și ascultătorii noștri. Ce le poți transmite din suflet, pentru suflet? Toată dragostea, pentru că iubirea este, să zicem, medicamentul universal care vindecă absolut orice, inclusiv viața noastră. Să încercăm să ne iubim așa și să ne acceptăm așa cum suntem și în felul ăsta, cu siguranță, vom putea să-i iubim și să-i acceptăm și pe ceilalți așa cum sunt. Și ne vom bucura de viață. Pentru că de asta am venit. Să ne bucurăm. Nu să ne chinuim. Mulțumesc mult de tot. Dragă. M-ai emoționat și, într-adevăr, avem nevoie de sufletul nostru să liber, bineînțeles, să simtă iubirea despre care tu spuneai mai devreme și, bineînțeles, să ne revedem și într-o altă emisiune. Cu drag.